pauză de 12 ani, România va avea echipă de gimnastică la Jocurile Olimpice de la Paris. Ana Maria Borbosu, Sabrina Voinea, Lilia Cosman, Amalia Ghigoarță și Andreea Preda sunt gimnastele noastre care ne-au adus calificarea. Asta sub îndrumare atentă a antrenorilor Corina Moroșan, Camelia Voina, Patrick Kins, Florin Cotuțiu și Jones Damon, o echipă sudată care dovedește că România mai face parte din elita gimnasticii mondiale. Antrenatrice Nena a participat la ultimul antrenament din acest an al sportivelor și va aduce în dar o poveste despre ambiție și despre curaj. Urmăriți un material realizat de Mădălina Ignat și Cătălin Tine. Este 3 după amiaza, iar pe fetele de la gimnastică le găsim la Izvoran, la ultimul antrenament din acest an. Serioase, concentrate și cu multă dorință de reușită, gimnastele ascultă atente fiecare indicație venită din partea antrenorilor care le pregătesc pentru Jocurile Olimpice. Când am aflat că ne-am calificat la Olimpiadă, am fost foarte bucuroase. Și am sărit lui mama în brațe, am început să plângem amândouă de bucurie pentru că toată munca noastră a dat roade și când am aflat că sunt numărul 1, a fost foarte mândră de rezultatul meu și iată că eu când eram mică îmi doream să ajung aici și am ajuns. Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem la Jocurile Olimpice, pentru că știe el de ce. Am zis, mamă, s-a întâmplat, ne-am calificat. Toată lumea s-a bucurat, felicitări, bravo, cu toții am plecat la acest drum de după campionat european. Un drum dificil, cu sacrificii multe, dorul de casă fiind poate cel mai greu de îndurat. Este un sacrificiu pe care îl facem, care ni-l asumăm. Dar, la fel, eu vorbind în numele meu, am mai fost prin loturi, inclusiv și în colectivul tehnic din care s-a pregătit pentru Olimpiada din 2012, tot aici, la Izvorani, unde și atunci am stat, cred că, 2 ani departe de familie. Dar este un lucru care îmi asumăm și din dorința mea, pentru din plăcerea sau dragostea pentru acest sport, încerc cu... E adevărat, cu înțelegerea familiei, continui să fiu plecat în cantonamente, să fiu plecat, să merg poate o dată pe lună acasă, sau poate acum n-am mai fost de 2 luni și ceva acasă. De 5 ani, 6 aproape, deja sunt departe de familie. Nu știu cum să vă zic. A fost greu la început să plec de acasă, din confortul casei mele de la părinți. M-am depărtat așa, dar de casă, doar că eu cu ei în continuare vorbesc. Vă dați seama, mereu mă sprijină, vorbesc seara cu ei la telefon, îmi dau sfaturi, dar în același timp încearcă să nu se bage, pentru că și eu i-am rugat să nu se bage în sport, pentru că ei să rămână părinții mei și să știu că sunt copilul lor, orice ar fi. E un pic greu în unele momente când nu ne iese la sală sau începem să obosim. Vă dați seama că mai zice, mama, dar mi-e dor și de casă, mi-e dor de părinți, de frate. Na, e un lucru pe care ni-l asumăm. O dată pe an, de Crăciun, și în rest mai vin părinții la mine, o dată la o lună, la 2 luni, depinde când îi chem sau când simt nevoia de ei. În echipă au găsit însă a doua familie și știu că împreună pot să depășească orice obstacol. Orice sportiv, oricât de bun ar fi, nu are șanse să ajungă să facă un rezultat dacă nu are în spate o echipă. O echipă, în primul rând, înseamnă susținere. Ele se susțin una pe alta foarte mult, dar mai mult decât atât înseamnă că demonstrezi că ai un sistem, pentru că o floare poate să găsească oricine. 5 sau 6 flori, mai greu. Echipa facem susținându-ne când ne este greu, noi una pe alta, încercăm să ne încurajăm, să ne ridicăm. Antrenorii mereu au grijă să ne țină într-o stare pozitivă și să ridice și atmosfera din sală. Nu știu, cu micile dureri mereu să fim, să vorbim din timp ca să nu se agraveze, pentru că asta e cel mai periculos. Și vă dați seama că având o echipă în spate e cel mai frumos să
tragi de tine pentru un țel. La Jocurile Olimpice de la Paris vor participa 5 sportive. Miza este una uriașă, însă fetele știu sigur un lucru. Indiferent de rezultat, rămân împreună. Se adaugă miza, pentru că Jocurile Olimpice se întâmplă odată la 4 ani și pentru fiecare dintre ele este o mare, mare provocare și fiecare vrea să facă cât mai bine posibil. Tot o echipă rămânem, indiferent de rezultat, și dacă e să nu se întâmple, trebuie să înțelegem lucrul ăsta, pentru că acolo se vede munca noastră de atâția ani și e normal dacă nu reușești, să reușești să treci peste perioada aceea și să nu rămâi îngropat în nereușită. Viața continuă. Dacă până la Jocurile de la Paris mai sunt 7 luni, sărbătorile bat la ușă. Toată echipa abia așteaptă să petreacă timp cu cei dragi. De-abia aștept să vină sărbătorile, pentru că o să mâncăm de toate și mama va lăsa puțin treaba de antrenor deoparte și se va duce în bucătărie să gătească sarmale și tot ce trebuie și de-abia aștept, pentru că o să fie foarte frumos. Trebuie mai întâi să ajung acasă ca să pot să pregătesc acele sarmale, așa pe fugă să pregătim ceva ca de Crăciun. Eu îmi doresc foarte mult să ajung acasă, pentru că îmi place foarte mult să pregătesc casa, să pregătesc masa, să aranjez. Îmi place foarte mult atmosfera festivă de dinainte și să ofer celor din jurul meu ce e mai frumos, să arate totul bine, să fie gustos și să, în primul rând, să fim cu toți împreună. Eu sincer cu mâncare și soția este foarte pricepută, așa că voi sta doar acasă, nu voi ieși. Cât despre Moș Crăciun, fetele spun că au primit deja cel mai frumos cadou. Își doresc însă să rămână sănătoase și să dovedească faptul că România mai face parte din elita gimnasticii mondiale. Noi am scris la Moș Crăciun. Probabil o să primesc ceva, probabil nu. Nu asta este important pentru mine. Important este să fiu acasă și cel mai important să fiu sănătoasă. Să avem sărbători cu bine, iar noi, pentru noi două, îi doresc din suflet și ne dorim din suflet medalie europeană sau medalii europene și, așa cum am spus mai devreme, și medalie olimpică. Pentru asta muncim, pentru asta am plecat de acasă. Faptul că noi, ca și echipa, am calificat România la Jocurile Olimpice, sper că dă speranță micilor gimnaste care vor să se apuce sau deja s-au apucat de gimnastică, să aibă încredere în ele că pot să realizeze și că, nu știu, poate au în față niște sportive care le pot ajuta și pe ele mai târziu să ajungă și ele la Jocurile Olimpice. Trebuie să-ți dorești, înainte de tot, să-ți dorești să ajungi, să te gândești tot timpul la rezultatul final, dar încât să nu spui bariere, încât să, nu știu, să nu poți să le depășești, să le iei treptat ca să ajungi pe dreapta cea mai înaltă. Trebuie foarte multă motivație, perseverență și să te bucuri de ceea ce faci. Tuturor iubitorilor de gimnastică le spunem că facem tot ce putem noi să fie bine, să retrăim din nou momente frumoase prin gimnastică și să fie alături de noi și la bine și la rău. Crăciun fericit, sărbători frumoase și felicitări gimnastelor, antrenorilor și întregului colectiv care au depus o muncă enormă de-a lungul anilor pentru a asigura această calificare a gimnasticii românești la Paris. Fetelor, voi spuneți mai departe povestea frumoasă a acestui sport. Abia aștept să ne revedem cu drag în 2024. La mulți ani! Pentru țara noastră, prezența echipei la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024 are o semnificație aparte. Se vor împlini 100 de ani de la prima medalie olimpică pe care România a câștigat-o.